La 7 octombrie 1992, la Chișinău a fost fondată Academia de Drept din Moldova, care ulterior a devenit Universitatea de Studii Europene din Moldova. Acum, USEM promovează cele mai noi tehnologii educaționale și informaționale în procesul didactic, în conformitate cu directivele procesului de la Bolonia. Rectorul instituției spune că ideea fondării acestei universități vine de la vestita Sorbona. Facultatea de Drept a Sorbonii, deci universitate, facultatea Sorbonii, vestita Sorbona, dar asta e, Ecole Supérieure de Droit, asta e școală pentru elită. Nu știam că există așa ceva. Și a venit ideea, hai să facem și noi o școală de elită în domeniul dreptului, unde să poate planuri de învățământ să fie altfel, poate mai aprofundate studiile. Astea au fost pornirile, de aceea am înregistrat această școală. Și vă spun că tendința spre a fi o școală de elită a rămas. Ceea ce am reușit să facem de acum se vede astăzi în țara noastră. Din componența echipei, dar și a discipolilor USEM, fac parte foști judecători ai Curții Constituționale, procurori ai Procuraturii Generale, ai Centrului Anticorupție, judecători ai Curții Supreme de Justiție, profesori în drept, sociologie, jurnaliști în domeniu și numeroase persoane notorii din țară. Asta e privilegiul universității private, pentru că dacă nu ne aranjează un profesor, noi mai ușor putem să-l înlocuim cu altul care îl cer studenții. La ai săi 20 de ani, USEM este cunoscută acum în special grație Facultății de Drept, un precursor al actualei instituții. Având în vedere că an în an cresc numărul studenților, mi pare că putem vorbi despre faptul că facultatea este întrebată. Deci noi asigurăm studenții cu lucru pe viitor. Deci facem tot posibil că din an în an să avem contracte de colaborare cu toate instituțiile de drept din Moldova. Și reieșind din acestea, mi pare că de aceea și avem numărul total studenților care din an în an crește și crește. Plus la toate activitatea didactică, este însoțită și de un colectiv de profesori care au niște activități în spate în calitate de practicieni. Majoritatea de la Facultatea de Drept, de altfel, mă refer, sunt persoanele care profesează și avocatură și îmbină armonios practica cu teoria în seriile de curs. Toată calea pe care a parcurs-o instituția în acești 20 de ani a însemnat munca pentru acești profesori, dar și abilitatea de a comunica, spune prodecanul Facultății de Jurnalism și Comunicare Publică, Valentina Enache. Actualmente universitatea este cu rabi, care merge și a găsit cursul și, bineînțeles, are și diferite probleme, dar aceste probleme pot fi rezolvate cu ajutorul bunei comunicări. Pentru mine, Universitatea de Studii Europene este un exemplu de o comunicare instituțională aproape perfectă. Totodată, instituția are stabilite acorduri de cooperare cu universități precum Universitatea Națională și Capodistriană din Atena, Universitatea Petre Andrei din Iași, Universitatea Titu Maiorescu din București și Universitatea Liberă de Studii Internaționale Carol Voștila din Italia. Universitatea Studii Europene a semnat mai multe acorduri cu diverse universități, atât din Occident cât și din Orient, și este, bănuiesc eu, cea mai bună cale, dat fiind faptul că sunt standarde care noi le avem pe timpurile sovietice și care nu trebuie să le uităm că sunt standarde buni și n-ar fi cazul ca să ne debarasăm de ele și sunt standarde noi care noi necesită să le cunoaștem, să le conștientizăm și să le aplicăm la noi în țară. Una dintre colaborările de succes ale USEM este și Universitatea de Drept din Kiev. Европейский университет Молдовы хорошо известен в Украине как один из лидеров, в том числе европейского образования, и поэтому мы, заключая договор о сотрудничестве, имели прежде всего целью активизировать сотрудничество, прежде всего, в юридической сфере. Мы планируем проводить совместные конференции, совместные магистерские программы, в которых будут брать участие и молдавские студенты, и украинские студенты. Totuși, după 20 de ani de existență, USEM își propune o lărgire a platformei pe care funcționează. Rectorul spune că intenționează să lanseze și o a treia limbă de studii în universitate, limba engleză. Instituția se confruntă însă și cu unele probleme, cum ar fi limitele reglementate de către stat. Un exemplu în acest sens este lipsa autonomiei universităților private.
Dar acum ne reglementează tot. Cât studenți trebuie să iau la specialitatea actare, cât studenți la altă specialitate. Eu cred că asta e o greșeală foarte mare. Prin asta se nimicește concurența dintre universități. Menționăm că începând cu 1 ianuarie va intra în vigoare legea care prevede că instituțiile private vor dispune de autonomie financiară. Administrația universității are planuri mari pe viitor pentru a asigura o competitivitate sănătoasă în învățământul superior din Moldova. Optimismul e ultimul care moare în țară, cât n-ar fi de greu. Trebuie să fim optimiști, pentru că noi nu vedem rezultatul roadei muncii noastre deodată, dar cu optimism așteptăm ca învățăceii noștri să devină cineva și când devin niște specialiști de valoare, când îi văd judecători, avocați, atât jurnaliști chiar și în alte domenii, e clar că optimismul acesta este îndreptățit, că vine satisfacția mai apoi. Așa e soarta profesorului. Artur Musaelan, Pavel Voscoboi, Eugen Baltan pentru Știrile 21.